țin să menționez despre programele care vin în acest sens să sprijine instituțiile publice. Vorbim de proiectul energiei și biomasă, care, din câte cunosc eu, acum se așteaptă nou apel și am venit cu o scrisoare de informare către persoanele cele mai importante, adică din autoritățile publice locale de nivelul 2, vorbesc de manageri energetici, care am informat recent despre faptul că este necesar să aducă la cunoștință tuturor autorităților publice locale de nivelul 1 și părților interesate despre participarea în cadrul proiectului energiei și biomasă, apelul de propuneri, tot ce ține de instalarea unei centrale termice pe biocombustibil solid și colectoare solare, după caz, în grădiniță și spitale, în centre de sănătate. Tot aici țin să menționez despre un program foarte, foarte și foarte important. Cum și-a menționat domnul primar, aici o să reiterez despre faptul că în Cimișlea sunt instalate peste 40 de centrale termice prin intermediul programului de subvenționare și stimulare a instalării a centralelor termice pe bază de biocombustibil solid în gospodăriile casnice și micro-întreprinderile din Republica Moldova. Aici, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu proiectul energiei și biomasă, vine cu un stimulent, cu o subvenție de 1300 de euro pentru tehnologiile care au un randament mai mare de 85%. Vorbesc de centrale termice pe bază de biocombustibil solid care utilizează pellets și o subvenție în valoare de 500 de euro pentru tehnologiile care au un randament mai mare de 75% și până la 85%. Acestea sunt unele din programe pe care le are în prezent Republica Moldova.